Haidem să ne mai dăm o dată mână unii altora. Ziceți-vă seara bună. Ne bucurăm să fim împreună Biserica Betania în această seară de miercuri. Pentru cei care aveți Biblia la dumneavoastră, Faptele Apostolului, capitolul 21, de la versetul 17. Când au ajuns în Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie și a doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamăruntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi a zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar i-au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, să le zică să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce-i de făcut? Negreșit mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci fă ce-ți vă spune noi. Avem aici 4 bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu-i nimic adevărat din ceea ce au auzit despre tine și că și tu umbli tocmai după rânduială și păzești legea. Versetul 26, atunci Pavel a luat oamenii aceia, s-a curățit, a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilor curățirii, când se va duce jertfă pentru fiecare dintre ei. Amin. Să reocupăm locurile. Pentru cei care sunteți din biserică și nu numai și obișnuiți să veniți la miercuri la biserică, să nu veniți singuri, poate că aveți un prieten, vă așteaptă invitații pentru serile acestea de miercuri, le găsiți la ieșire, acolo unde aveți și anumite materiale promoționale. De asemenea, mai putem să ne amintim că duminică avem cina, duminică de dimineață, de la ora 10, și după masă, de la ora 18, avem botez nou testamental aici la Betania și vă așteptăm cu bucurie să fiți împreună cu noi. Amin! Nu toate lucrurile ne merg bine, dar va trebui să găsim și din ce cauză lucrurile nu merg bine. Sigur că cea mai ușor e să dai vina pe satana, ceasul rău, pe nevastă ta. Sunt anumiți țapi spășitori, în România se numesc de obicei acarul pe un. Asta este sfârșitul tuturor celor care pot să... Nu este așa, adică să dăm vina pe cineva până la cineva care nu mai are pe cine să mai dea vina. Asta este un fel de lanț. Și trebuie să vedem de ce atâtea lucruri în viața noastră nu merg cum ar trebui. Sunt lucruri care depind de Dumnezeu. Dumnezeu câteodată lasă anumite lucruri mai puțin bune peste viața noastră. Să ne încerce, să ne zmerească, să facă Dumnezeu din noi niște oameni mai răbdători, nu? Poate fi și Dumnezeu cauza unor lucruri care nu ne ies cum vrea noi. Și diavolul poate să fie, că și el e specialist în a încurca lucrurile. Dar nu totdeauna asta e. A vedea în spatele fiecărui lucru un duh, părerea mea că ține mai mult de șamanism decât de creștinism. Lucrurile nu merg bine câteodată și pentru faptul că avem noi așteptări foarte mari de la viața aceasta. Și v-am spus, aveți așteptări, dar sunt momente în care nimeni n-ar vrea să credeți că așteptările acestea au de-a face cu ceva material. S-ar putea să fiți dezamăgit sau cu oamenii. Să nu cumva să vă încredeți în oameni. Oameni să iubiți, dar de încrezut să vă încredeți doar în Dumnezeu. Sunt convins că și pruncii dumneavoastră, soțul, soția, într-un moment al dat al vieții vă vor dezamăgi. Nu vă încredeți în oameni. Prieteni, dar despre asta altă dată. Sigur că lucrurile nu merg bine de multe ori din cauza noastră. Dar e greu să-ți asumi această vină, să spui: Domnule, uite, eu sunt vinovat. Sunt lucruri care nu merg cum trebuie pentru că am greșit undeva. Încercăm în seara asta să găsim câteva cauze pentru care nu toate lucrurile, cum spuneam, merg bine. Împreună cu cei care sunteți aici, împreună cu cei care sunteți împreună cu noi pe internet, pe radio sau pe televiziune. Știți pasajul acesta. De fapt, Pavel n-a mai apucat să mai țină predica asta niciodată. Pavel a avut o dorință fantastică, lumească, omenească, spirituală, unii ar zice că e spirituală. Pavel a predicat în toată lumea aceasta pe care o cunoșteam atunci și a avut un succes deosebit. Dar n-a predicat în Ierusalim. Și atunci zero.
Exact așa cum mulți dintre dumneavoastră care nu o să ajungeți vreodată în Ierusalim, este ca și cum nu ați fi călătorit. M-a întrebat cineva zilele astea, ai fost vreodată în Țara Sfântă? Nu. De ce? Pentru că nu vreau. E frică vreodată ca să vă duceți într-un loc în care să vă dați seama că nu se potrivește cu ce ați gândit? Și când vreți ca să rămâneți în continuare cu ce ați gândit? Da, eu să la. Nu mă duc că mi-am imaginat grădina Ghețimani într-un fel și mi-am imaginat Golgota într-un fel, mi-am imaginat, nu știu, întâlnirea cu Nicodim altfel. Să mă duc acum să mă ducă un evreu pe unde vrea el și să-mi arate tot felul de bazaconi, că știu că Ierusalimul de astăzi e la 7 metri deasupra celui pe vremea lui Iisus Hristos. Adică, nu știu, eu cred că e o prosteală. Da, în sfârșit, nu stric eu turismul nimănui. Bine, în această seară vreau să vă readuc aminte că Pavel n-a mai ținut predica asta și de-a dorit mult să o țină. Pentru că pe el cel mai tare îl interesa să predice din Ierusalim, acolo unde e centrul creștinismului. El a predicat numai la periferie până într-un fel sau într-altul. Dar în Ierusalim, Ierusalimul nu l-a atacat niciodată, nu? Exact ca noi, ca predicatori, aveam câteva biserici în cap care trebuia să predicăm și de aceea puteam muri. Asta era, domnule, să predici Biserica Elim din Timișoara, nu? Sau să-ți faci poză lângă Biserica Emanuel din Oradea, că atâta ni s-a permis ca pentecostal. Dar erau povești grele, nu? Adică ne doream din toate ca să avem un oraș, să predici în București, ca țăran din nu știu unde. Ei bine, Pavel n-a mai predicat în Ierusalim și știți de ce? Pentru că a făcut ce a lovit mai tare în oameni. Aduceți-vă aminte veșnicile lui bătăi cu Petru și știți de ce? O spus, Petru, tu nu faci bine ce faci, că tu vrei să-i convingi pe oameni ca prima dată să fie iudei buni, ca apoi să fie creștini buni. Nu-i bine, Petre, că tu te-ai întors înapoi la iudeii tăi. Tu nu vezi că eu scu neamurile. Hristos a fost el iudei, dar ne-a învățat o lege nouă. Până atunci avem un Pavel liber, până atunci avem un Pavel nefățarnic, până atunci avem un Pavel care ce spune, face. Dar se întâmplă ceva pe parcurs. Dorința asta obsesivă de a predica în Ierusalim îl pune în fața unui compromis uluitor. În momentul în care ajunge în Ierusalim, îl întâmpină Iacov, fratele Domnului, care ajunge cel care conduce Biserica lui Iisus Hristos de atunci, din perioada aceea, ajunge. De ce a ajuns el? Vă spune pentru ce? Pentru că a fost fratele lui Iisus Hristos. Deci avem imagini cu un Iacov care merge și spune lui Iisus, când predica Iisus împreună cu mama lui, că despre asta o să vorbesc duminică probabil, abia și dimineață, se duce și spune să scoată pe Iisus afară că e nebun. Asta e imaginea mea cu Iacov. Asta e imaginea mea cu Iuda, cu celălalt frate al Domnului, nu cu Iuda al nostru, Iscariotean. Scoateți-l din casa aceea, ce mergeți după el, că e nebun. În loc să vină acasă să facă geamuri. Vine și spune că e Mesia, asta numai un om care nu e normal la cap putea să gândească. Scoateți-l afară ca nebunit. Și spune că s-au dus și a spus, mama ta și frații tăi te așteaptă și spun să ieși afară. Care mama mea și frații mei, zice Iisus? Mama mea și frații mei nu se iei de afară. Nici Fecioara Maria, nici Iuda, nici Iacov. Mama mea și frații mei sunteți voi. Cine face voia mea, ce Iisus Hristos, cine ascultă de mine, îmi este mama, auzi, să fie mama lui Iisus. Trebuie să zic că asta a fost o predică superbă a fratelui Wurmbrand. Poate o găsiți undeva pe internet, în care spune cum poți să fii lui Iisus, parcă ne-ați mintit. De ce nu o zis frate numai și soră? O zis, îmi este mamă. Și Pavel, ne întoarcem înapoi la Pavel, ne întoarcem la Pavel care dorește foarte mult să predice în Ierusalim și nu mai apucă să țină predica celebră a lui în Ierusalim, pentru că vine fratele domnului Iacov, șeful bisericii în Ierusalim, și zice, la noi nu se poartă cravată. Dă-ți-o jos. La noi e tun zero toată lumea. Gândiți-vă că l-o tun zero pe Pavel. La noi, ca să fii un bun predicator, trebuie să fii un bun iudeu. Ai adus jertfă
în ultimele săptămâni. Nu, zice Pavel, închipuiți-vă pe apostolul Pavel, despre care filozoful român Petre Țuțea spunea că e Mediterana întreagă. Gândiți-vă pe ăla care tunase o fulgerată împotriva iudaizatorilor din Galatia, încât i-o blestema să se schilodească odată. Omul ăla dintr-o dată îl vedem acolo la templu cu mielul după el. Curățire, jertfe de purificare, îmbăieri ritualice. Doi în apă. De câte ori? De câte ori trebuie? De ce? Ca să-l poată primi biserica. Nu vi se pare că scârție ceva aici? Vreți să vă spun eu ce scârție? În momentul în care o să încercați să plăceți oamenilor, nu o să se mai întâmple lucrurile cum vrea, cum ar trebui să fie în viața dumneavoastră. Compromisurile se nasc din dorința noastră de a fi plăcut la toți. O zis, frate, știu despre tine că tu l-ai pognit pe Petru și i-ai spus că el nu-i bine, că este un om care încearcă să ne ducă înapoi la lege. Dar nu-i bine că la noi cam cu legea? Noi suntem toți evrei buni înainte de a fi creștini buni. Spunea cineva de dimineață și m-am certat cu el și am spus, vine și îmi spune mie că Nero a persecutat la grămadă evrei cu creștini. Nu e adevărat! Vă rog să citiți istoria cum trebuie. Nero n-a persecutat un evreu. O întreba care evreu și care creștin. O zis, care crede în Mesia? Nu spunea el lucrurile acestea dacă persecuta. Nu, el de la evrei lua bănuți. E bine, ne întoarcem la cele fizice. Din clipa aceea spune Biblia că l-au arestat pe Pavel când a terminat curățirea. Că Dumnezeu nu mai putea să-l suporte pe Pavel. Pe Pavel, acela care una zicea și alta făcea, vrei să te tunzi zero, fiule? Vrei ca să placi poporului? Vrei să ții o predică în Ierusalim? Îți dă o predică, zice Iisus. Și în clipa aceea îl vedem arestat, din post în post, până unde? Până în închisoarea mamertină și decapitat la Roma. Fiule, din ziua aceea Pavel și-a pierdut libertatea. Pentru că Dumnezeu nu l-a mai suportat. De ce? Haideți să vă aduceți aminte că în Faptele Apostolilor, puțin mai înainte de asta, un om care avea 4 fete, nu trebuie mai mare de caz, un om care avea 4 fete, era proroc, Agab, spune că i-a spus că a avut lucrare din partea Duhului Sfânt lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Nu te duc că te omoară! Dorința de a fi predicator grozav și a spune toți, uitați cum îl mângâie Iacov pe Pavel. Zice așa, când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu și le-a zis, vezi frate, el până atunci nu predicase în Ierusalim, vezi frate, câte mii de iudei au crezut și în toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede. No? Mulțimea trebuie să fie plăcută. Publicul trebuie să fie entuziast. Tunde-te. Adu jertfe. Fă aceste lucruri. Și Pavel le face și Dumnezeu nu mai lasă să țină predica și îl arestează romanii și îl duc și îl omor. A avut a lucrare să nu se ducă. Cu da și amin. Cu da și amin. Trecuta peste Duhul lui Dumnezeu. Trecut. Ce vreau să vă spun în seara asta? Vreau să vă spun că nu o să vă meargă niciodată atunci când o să încercați ca să ascultați mai mult voia, adică vocea oamenilor, decât vocea lui Dumnezeu. Când o să ascultați întotdeauna dorind să plăceți oamenilor, nu lui Dumnezeu, o să vă meargă rău în viață. O să vă meargă rău pruncilor, o să meargă rău pruncilor noștri, o să meargă rău nevestelor noastre, o să meargă rău pocăiților în momentul în care încearcă să placă oamenilor. Pentru că, ascultați-mă, prietenia asta cu lumea, devălmășia asta în care trăim, e vrăjmășie cu Dumnezeu. Îți zice unul și altul, domnule, atâta sfătoși avem la neoprotestanți. Deci nu există sfătoși ca la neoprotestanți. Toată lumea îți dă sugestii. Toată lumea simte pe tine, freudian simte. Simt că trebuie să faci asta, simt că trebuie să faci cealaltă. Simt că atâtea programări să ți le facă alții. Cum trebuie să te porți? Cum trebuie să vorbești? După fiecare cântare trebuie să dau socoteală de ce s-o cântat aia. De ce s-o bătut pe cinelul ăla? Dăm toată ziua socoteală pentru că ar trebui să plătim, să placem oamenilor. De ce? De aia, mă! Ar trebui să fie un răspuns suficient.
Și n-aveți întotdeauna, nu. Nu. Am ajuns să fim niște tipi din aceștia toată ziua să ne intereseze ce gândesc alții despre noi. Să vedem ce s-a mai scris despre noi. Necrologul. Atât ești de interesată și interesată ce gândesc alții despre tine. Încearcă să mori, să vezi. Păcat că nu poți să vezi ce se întâmplă după. Văităturile, să auzi văităturile și să vezi oftaturile. Și oamenii cerniți. A vrut să fie popular și vrem să fim populari. Prima țigară începe cu dorința asta de a fi acceptat în grup. Eu nu văd nicio diferență între această țigară luată ca să fie acceptat în grup sau zice, trage-le la o palmă ca să fie în banda noastră. Eu nu văd nicio diferență între el și Pavel. Că și Pavel a vrut să fie acceptat în ceata înțepeniților lui Iacov, fratele Domnului, a burtoșilor, a unsuroșilor Domnului, nu ușilor. A vrut să fie acceptat acolo marele conciliu, să fie și el băgat în seamă, să apară în revistă și pe sticlă. A vrut ca să se audă despre el că a predicat bine, că ăsta e interesul nostru, ca să ne laude lumea și să ne bată pe spate. Că am predicat bine și să merg cu sentimentul tâmp spre casă, că ne-am făcut datorie. Și dacă am și luat ceva bani pentru treaba asta, slavă Domnului! Să fim acceptați de oameni. Nu contează, mă, că nu mă acceptă. Ridică fusta cât poți de mult, fă-o de 8 cm. Fă-ți-o de grosimea creierului. Numai ca să fim acceptați de ceilalți. Spuneam duminică, cât de ridicol poți să fii, deși cât de nenorocită trebuie să fie o femeie care să stea toată ziua pe cântar, ținută de bărbat acolo. Înseamnă că ăla s-a căsătorit cu o bucată de carne, mă, nu cu mine. Un suflet. O fleică pe care o pune pe cântar săptămânal. Oare cât de nenorociți trebuie să fim mereu să vedem că dacă la lume trebuie ca să ne vopsim albi, am ne vopsim, Domnul. Să plăcem lumea acestea și câți oameni să mai chinuie să pleacă la Iisus Hristos astăzi. Tot timpul fierbem în noi că ce vor zice unii și alții despre noi. Mereu dorința aceasta de a putea să fim cu toții bine. Dar spuneți-mi voi, puteți să-i mulțumiți vreodată pe oameni? Nu. Ați încercat cu soțul, v-a mers, nu mers. Cu copiii, cu părinții, nu merge acasă, în casă, în apartament nu merge. Încercați să vedeți cu șeful la serviciu, indiferent că lucrați, până vă cad degetele, lucrați oare suplimentare tot. Deci încercați să vă mulțumiți unii pe alții și veți vedea că nu merge. Eu nu zic să nu vă faceți datoria, faceți-vă datoria, dar e diferență uriașă între asta și toate celelalte lucruri. A încerca să fii popular. Pilat aici a murit. Pe popularitatea asta a murit. Pentru că soția l-a avertizat, nu-i bine ce face. L-a învisat azi noapte. El a crezut acest lucru că Iisus Hristos e de vinovat. Dar când i-a spus, dă-mi telefon la Cezar, o să audă că nu ești prieten cu noi, cine te mai votează la anul? Și nu l-a mai votat nimeni. Culmea culmilor, istoria spune că a murit nebun în Viena. A fost schimbat pentru că era pus acolo de către prietenii lui nevastă sa. Dumnezeu să ne ajute să nu ne intereseze părerea oamenilor, ci părerea Lui despre noi. Să ținem cont de ce spune El. Și când auzi vocea Duhului Sfânt, poți să vină o grămadă la tine, lăsați-i, trimiteți-i la plimbare. Dacă Dumnezeu spune să te duci cu El până în întuneric, vă spun că mi-a plăcut decât să umblați cu Satana în lumină. Dacă Dumnezeu zice păci pe întuneric cu mine, asta am vrut să vă spun. Știți când lucrurile merg rău? Lucrurile merg rău când facem compromisuri în viața de pocăință. Vreau să vă citesc pentru cei care aveți puțin Biblia la mine, să citiți acasă, că nu-i timp acum, 1 Cronici 13, dacă mai duceți-vă minte povestea aceea cu chivotul lui Uza. După 50 de ani, chivotul, lada aceea de, cu par de salcâmi, poleis cu aur,
în care erau, în care era mana, toiagul lui Aron care înflorise, în care erau tablele legii, chivotul acela pe care îl ține Mosa de ascuns și astăzi, până în ziua în care vor pune mână pe bucata aceea de pământ să-și construiască templul în 6 luni. Lada aceea fusese luată, lada aia sfântă a lui Dumnezeu, chivotul ăla care trebuia purtat pe umeri. Lada aceea fusese ținută la filisteni și acum se întorcea acasă. Bucurie! Dacă n-a făcut David un worship atunci, spune că alerga în fața chivotului sărind în sus, zbunând din toate hainele de pe el. Era fericire. Mical, nevastă, să stea la geam și îl critica. Critica închinarea lui bărbatul său. Uită-te, zice, cum te-ai făcut de râs tu împărații. Că împăratul știți dacă e împărat, dacă e deputat, dacă e ceva, dacă e păstor. Trebuie să se închine mai cu rânduială. Mai... Așa. Când ați văzut ultima dată patriarhul făcând așa? Niciodată. Și știți de ce? Pentru că devenim țepeni odată cu banii, cu funcția, cu bătrânețea, cu toate celelalte lucruri. Dar pe David nu-l interesa lucrurile acestea. Și spune lui Mical, eu numai în fața lui Dumnezeu am făcut lucrul acesta. Dumnezeul acela care m-a scos de la oi și a făcut din mine om. Dumnezeul acela care mi-a dat victorie după victorie. Eu în fața lui am jucat astăzi. Iar tu dacă mă critici pe mine, vei rămâne stearpă toată viața ta. Pentru că ăsta e blestemul celor care critică pe alții. Ei vor rămâne sterpi. Adică nu vor produce niciodată nimic spiritual. Nimic. Nimic. Numai vor sta și vor analiza lucrarea altuia. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Uza și-a permis atunci un lux deosebit. Știți care? În momentul în care au pus carul în chivot, domnule. Chivotul în car. Au pus chivotul în car pentru că, deși Dumnezeu le-a poruncit să ducă chivotul ăla pe umeri, știți, între timp se modernizase lucrurile. Dacă era în vremea noastră, îl puneau într-o Dacie. E bine, asta era. Nu, îl puneau într-un Merțan. Scump, că e pentru Domnul merit. Domnul de aia nu mai putea. De carul lor. Dar au hotărât un lucru tipic românesc. Știți care? Merge și așa. Citesc a doua sau a treia oară cartea... filozoful nostru Motru, Psihologia poporului român. Domnul Motru, care a murit de foame, nu dacă știți asta. Așa facem noi de obicei cu intelectualii noștri, lăsăm să moară pe stradă. E bun. E bine, spune el în Psihologia poporului român că românii niciodată, și m-am gândit la asta, mă, are dreptate să nu, niciodată nu au făcut o operă durabilă. Românii improvizează. Merge așa. Filozofia celor care sunt de vârsta mea, dacă ai sârmă, zice, și patent, clește, totul se rezolvă. O mașină întreagă ne-o legam toată cu sârmă. N-aveam nevoie de niciun... Totul legam cu sârmă în viață. Tot. Antena de casă, nevasta de mâini, colierul de... Tot. Dacă aveau o bucată de sârmă, pastorii de anvon... Dacă avea o bucată de sârmă și un clește, improvizație tipic românească. E bine, Uza zice, lasă-mă că merge cu chivotul ăsta și așa. A zis sau nu a zis asta? A zis că merge. Dar la Dumnezeu nu merge, frate. Vă garantez că Dumnezeu n-are... Știți despre ce am vrut să vă vorbesc în seara asta? Așa să-mi ajute Dumnezeu, despre zeciuială am vrut să vă vorbesc. Am vrut să vă spun... Că dacă mă credeți sau nu mă credeți, era cât pace să zic, uite, pentru Betania 10% de 9%. Și știți ce era asta? O gogoriță. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de procentele noastre, alea mici sau nesemnificative. Dumnezeu zice, dăm totul sau nimic. Am vrut să vă spun în seara aceasta că de fapt lucrurile în viața noastră nu merg bine pentru că de fapt facem nu numai compromisuri uluitoare încercând să placem oamenilor, ci încercăm noi să facem lucrurile după mintea noastră pentru că am devenit dintr-o dată într-un veac burghez și lenios, obosit. Am devenit dintr-o dată în bisericile noastre nesemnificativ pentru că vrem, îi spuneam prietenului meu Adi Ciobanu care a venit pe drum, îi spuneam că vrem să avem realizări spirituale fantastice cu prețuri de second hand. Merge așa.
Adică merge exact rugăciunea aceea pe care vrei să o faci și fără chef așa, că în timpul rugăciunii te gândești la toate. Și ce vei face a doua zi când vei ieși în stradă și cu dacă te-ai întâlnit cu șeful, în timpul aceleași rugăciuni. Și faptul că trebuie să schimbi butelia. O rugăciune în aceea bolborosită, deși Hristos vine și spune să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca și păgânii. Păgânii în fiecare seară suntem. Ar mai trebui să aprindem fum în casă numai. Aceleași rugăciuni sterpe, aceeași viață de pocăință în care putem să citim sau să nu citim Biblia, că nu e o problemă, că nu se simte. Aceleași compromisuri atunci când e vorba de Dumnezeu. Nu ni s-a întâmplat nouă odată să vină în față care o cântare și să nu-și mai aduc aminte de ea. De cum mergea strofa, n-avea importanță, ce fraților, n-am voce, dar stai banca atunci dacă n-ai voce. Merge și așa. Că inima, nu merge cu inima, opriți-vă! Nu se poate ca cei din lume să gândească tot cei mai profesionist pentru ei și noi să fim eterni săteni a istoriei. Numai la noi la pocăinți merge și în bisericile noastre. Gândiți-vă numai că cele mai multe biserici ortodoxe n-au nici măcar toaletă. Le-ar închide Sanepidul dacă s-ar pune pe noi, ne-ar închide pe toți. Acasă la noi, televizoare mari, acasă la noi, mașini mari, acasă la noi, grămadă de lucruri. În casa Domnului, ce mai sărac. Și oricum merge, improvizăm aici cântând, improvizăm aici, aici se improvizează foarte mult. Pentru că Dumnezeu ia bucățile noastre de viață, mă pocăiesc la 70 de ani, când îi mai dau Parkinsonul meu lui Hristos. Improvizație fantastică, ne jucăm cu viața noastră. Ce vrei să predic în seara asta? Să predici asta, ce nu mai predica de 10 ale, că spune când să le sară o bani din buzunar. Nu mai compromiteți lucrarea lui Dumnezeu. Tot ce e mai bun să fie pentru El. Dacă stăm un ceas jumate în biserică, dar faceți ceasul la jumate să fie de calitate. Opriți-le toate, nenorocitele de telefoane mobile. Opriți-vă, nu le mai consultați în timpul bisericii, că nu știu dacă există privilegii mai îngrozitoare. Luați-vă ceas dacă vreți să știți cât e ceasul. Puneți ceasul, dacă asta vă interesează. Dacă n-ați reușit să uitați că sunteți într-un loc. Dumneavoastră spuneți că merge la biserică. Vreau să vă spun că pentru Pavel niciodată biserica nu a fost un loc în care să merge. Și ce era Pavel? Biserica pentru el? Familia lui. Familia. Stop mersul la biserică. Stop. De fapt, noi nu venim aici să mergem la casa Domnului, noi mergem să ne întâlnim cu frații și surorile noastre și abia aștept să mă duc să mă întâlnesc cu ei. Abia aștept să mă întâlnesc cu celălalt copil al lui Hristos, pentru că avem același tată. Și dacă tata nostru ne-a strâns împreună, atunci trebuie ca să ne iubim unii pe alții și abia așteptăm timp de calitate pe care să-l petreceți aici. Timp de calitate pe care să-l petreceți cu nevestele voastre. Eu cunosc o grămadă de șoferi pe tir care vin sâmbătă acasă, prietenii mei, și reușesc să petreacă timp de calitate cu nevasta lor. Până duminică și duminică au două programe la biserică, mai mult decât o să reușesc alții pe care îi știu mai bine, care tot în ziua îs acasă cu nevasta. Cum se poate asta? Vreți să vă demonstrez? Știți ce înseamnă un om cufundat într-un fotoliu, stând la televizor din când în când, zicând, lasă, dă telecomanda la mine. Singurul cuvânt în ziua aia. Vezi că nu mai sunt fulgi. Du-te, schimbă-l pe ăla micu, vezi că urlă. Asta se numește timp de calitate cu nevestele. Pentru că avem încă românilor, ca români, obsesia cantități în detrimentul calității. Nu vă simțiți grozav și mizerabil 3 ceasuri într-o biserică. Da, mă, dar au fost 3 ore. Nu contează cât ne-am plictisit. Am fost într-o biserică, nu o să niciodată, 17 cântări au băgat orchestra. Și cu toate combinațiile care erau în orchestră, ian luate câte capa. Pentru că trebuia să treacă, stătea pe asta și zice, că mai sunt 7 minute. Ce bagam, ce fac? Era distrus. Ceasul. Obsesia cantității, când e vorba de calitate, alegem cantitate. O predică trebuie să fie de un ceas. Dacă 30 de minute, nu și-o merită bani. Obsesia lucrului care merge și așa cu Dumnezeu, ca și Uza, băi, pune-l în carne, mă lasă, nu mai purta pe umeri, dar am evoluat,
Numai David nu evoluase în fața chivotului. Închinarea lui era aceeași. Sărea câmp un picior, câmp pe altul. Pricepeți? Să simțea ridicol și frumos și plin de Duhul lui Dumnezeu acolo în față. Ăștia la alți dădeau la car. Nu o să ne meargă niciodată lucrurile în viață câtă vreme încercați. Este un cuvânt tipic bihorenean, luat de la unguri, cred că fușărit. Câtă vreme fușăriți lucrurile. Câtă vreme merge și așa pentru Dumnezeu, nu merge. Uite, pentru voi acasă să meargă, dar pentru El niciodată. Există oameni la noi în biserică care se duc la bancă înaintea cinei Domnului și schimbă bagnotele toate care le dau Domnului. Tot e nou. Sunt oameni care bagă în plic de la bancă, se duc la bancă. Și atunci iau așa, 100, o hârtie de 100, una de 50 și atunci știu și cât au salariu, nu una de 100 și două de 10 lei. De un leu. Dar tot e nou. Pentru că la Dumnezeu nu merge oricum. Păstrați ce aveți aici să vedem dacă aveam un ban rupt, îl pun și eu în colect. Lasă-l la tine. Mănâncă-l. Cumpără-ți chipsuri pe-o. Cu Dumnezeu nu merge și așa. Uite, nu-i da nimic decât să-i dai 20 minute de neatenție, dă-i un minut în care să stai în prezența Lui. Știți de ce nu merg lucrurile bine? Și vreau să închei spunându-vă în seara asta că o să mergem noi în serile care vor veni să punem din nou această întrebare. De ce nu merg lucrurile bine în viața noastră? Cred că s-a făcut un film anul ăsta, dar nu sigur, m-am auzit pe alții, pe cunoscători. Inocență, cred că se cheamă, dar eu știam povestea de urmă cu vreo 10 ani de zile, 12, parcă am citit într-o carte. În 1945, în decembrie, la o mănăstire de maici în Polonia, au început să nască călugărițele. Trecuseră în urmă cu câteva luni de zile pe acolo, rușii, trecuseră. Și pentru că văd că nu au găsit, cazacioc nu era, erau doar călugărițele aceleași, le-au bajocorit pe toate. Nu scăpa niciuna. Dar astea sunt ororile războiului și nu discutăm despre ele. Cert e că femeile acestea au început să nască. Gândiți-vă numai să se audă numai că nășteau călugărițele acolo. Și au început și ce au început să facă. Gândiți-vă, ca să păstreze onoare, că Dumnezeu are nevoie de păstrare, onoare și jurământului nostru neapărat în detrimentul vieții. Începea maica stariță, care n-avea decât fiind femeie bătrână, nu să pricopsise decât cu sifilis în urma rușilor, femeia să le omoare prunce născuți. Știți de ce? Ca Dumnezeu să fie onorat și aia să meargă la fix în continuare mănăstirea aia. Dar asta vrea Dumnezeu de la noi. Asta credeți că vrea Dumnezeu de la noi? Cum să putem să ascunde rușinea asta? Dar asta e rușine? Păi da, el a vrut. Voi n-ați înțeles că în momentul în care deveniți rigid, cele mai multe familii se despart din cauza rigidității, nu din cauza adulterului. Inflexibil. Cele mai multe biserici se rup din cauza asta. Trebuie să înțelegeți în această seară, le-a venit ideea târziu și le-a venit datorită unei femei de la Crucea Roșie care le-a ajutat să nască, punându-și viața în pericol, că și pe aia erau să o distrugă ruși într-o seară. Și ce l-a spus femeia aceea asta? Pentru numele lui Dumnezeu, zice, eu nu prea cred în Dumnezeu, dar mă gândesc că ați avea o soluție mai bună decât să eu să vă duc copilul pe lume și voi să-l omorâți după aceea două zile mai târziu. Să-l ducă stareță să-l aștepte, să-l aștearnă în zăpadă. Ce am putea face, au zis ele? Să vă păstrați copiii, cum? Mai sunt vreo 20 de copii pe stradă pe care am văzut eu, fără mamă și fără tată. Ce mănăstire sunteți voi care stați în vârf de munte? Și nu faceți un bine la nimeni. Ia luați copiii orfani de pe stradă toți, băgați-le la voi în mănăstire, amestecați-i cu proprii voștri prunci, dați-le de mâncare, creșteți-i până-ți mari. Și nu vă mai întreabă nimeni care s-a voști, pentru că toți s-a voști aici încolo. Mă, ce soluție la îndemână oricui. Știți ce vrea Dumnezeu de la noi? Să ne folosim capul, să ne folosim inima, să ne folosim sufletul acesta, că devenim niște ratați spiritual, în bănci, obez.
Și știți ce înseamnă pentru noi lucrurile acestea? Pentru Dumnezeu cei mai buni. Și ce e bun de la tine? Spune eu. N-ai decât un singur lucru bun. Nu verighetele, nu ceasul de pe mână, nu contul în bancă, nu banii. Cel mai bun lucru pe care îl ai tu, supra ta, e sufletul. N-are nevoie Dumnezeu să dai prima dată vacile tale. Dumnezeu are nevoie să-i dai prima dată. Dă-mi inima ta, nu procente din ea. Ce-i mai bun îți dau ție. Ce-i mai bun îți dau ție. Apoi celelalte lucruri. Ce-i mai bun pentru Domnul? Nu mă interesează ce cred alții, că dacă nu mă tung zero ca și Pavel și ajung să nu mai predic. Și ce am spus o dată tineri din anul de biserică, în urmă cu 10 ani de zile? Că Dumnezeu așa a rezolvat să fie tun zero ca atunci când îi taie gâtul să poată face ușor. Să nu se încurce în pleata. Nu poți să-L bajocorești mereu pe Dumnezeu, să faci cum crezi tu. Ascultați-mă aici, nu merge după ureche. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie împlinit la literă. Pentru că în momentul în care nu mai facem lucrul acesta și în seara aceasta, știi ce facem? Ne pocăim. Îi spune Lui Dumnezeu, Doamne, mă pocăiesc de felul meu de a fi până acum. Până acum am crezut că toate, Doamne, merg așa. Până acum am crezut, Iisuse Hristoase, că pot să-ți dau resturile vieții mele. Tu nu ești chelner. Vreau în seara aceasta să mă întorc din toată inima mea la... Vreau să-ți dau, Doamne Dumnezeule, cea mai bună în viața mea. Vreau din toată inima mea să nu mă mai intereseze. Bă, dacă mă pocăiesc, ce zice nenașa? Ce zice bărbatul meu? Spuneam o dată într-o seară la noi la predică, unele dintre voi veți primi, când vă veți duce acasă, o floare, altele o palmă, altele bani de bilet. Ce ați vrea să vi se întâmple în viața aceasta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Tată Ceresc, te rog să ne ajuți în seara asta să ne pocăim. Avem un fel de creștinism din ăsta după ureche, un fel de lălăială pe care noi o numim creștinism. Te rog, iartă-ne. Ne-ar trebui să ardem pentru tine, când ar trebui să fim pasionați după tine. Ne-ar trebui să-ți dăruim ce avem mai bun, Doamne. Te rugăm în seara aceasta să ierți creștinismul nostru după ureche. Iartă-ne, Doamne Dumnezeule, că facem compromisuri uluitoare gândindu-ne că ce vor gândi alții despre noi. Dacă ne pocăim, dacă ne pocăim mai bine. O să zică că suntem fanatici. Iartă-ne că ne interesează ce gândește lumea. Și dacă lumea gândește într-un fel, trebuie ca să am atâtea kilograme, trebuie ca să am hainele astea care le am, deși nu mă reprezintă, deși mi se pare că s-o slută făcându-mi poze, numai ca să apar bine și urcându-mă pe cântar, pentru că așa vrea bărbatul. Te rog, iartă-mă. În loc să-ți plac ție, umblu să plac lumea acestea. Iartă-mă. Dacă este cineva și vrea să ne rugăm împreună, care crede că nu l-a slujit pe Dumnezeu cum trebuie, mai de frica oamenilor și mai ales prin arta de a improviza pocăința aceasta și vrea să o ia de seara asta de la capăt, vreau să mă rog cu el aici în față împreună. Vine și ne rugăm, asta putem face. Ema și soțul, hai să cântăm o cântare încet, dacă este ceva biserică se roagă și așteptăm să vină aici să ne rugăm împreună. Poate că Dumnezeu se îndură, dar sigur Dumnezeu se îndură de noi. Eu nu cred că ne lasă să plecăm acasă amărâți în seara asta. Rugați-vă, cântați, lăudați-L pe Domnul. Amin. Toate vor trece într-o zi, oricât de bune ar fi. Doar Tu ești veșnic, doar Tu rămâi. Națiuni s-au ridicat și-au dispărut în praf, doar Tu ești veșnic. Anii trec, Tu rămâi, Dumnezeu. Generațiilor rând se ridică și cad. Lumea din jurul meu se schimbă în cer.
șterg fala oamenilor. Doar Tu ești veșnic, doar Tu rămâi. Oamenii se nasc și mor, totul e așa trecător, doar Tu ești veșnic. Anii trec, Tu rămâi, Dumnezeu neschimbat. Generații la rând se ridică și cad. Lumea din jurul meu se schimbă. Anii trec, Tu rămâi, Dumnezeu neschimbat.